Asociația Ziariștilor de Investigații vă așteaptă în fiecare vineri la Etalon TV între orele 20 și 22 la emisiunea Investigații. Sunt Gheorghe Jianu și vă propun să deveniți parte din activitatea unei echipe care nu are alt patron decât telespectatorii emisiunii Investigații și cititorii săptămânalului Azi. Bună seara și bun găsit, dragi prieteni! Iată, suntem la a treia ediție a emisiunii Investigații. Ne-am propus, pentru că avem în târg un caz fierbinte, este vorba de situația Liceului Tehnologic Olchim. N-am să vă prezint deocamdată invitatul și colegul care este co-realizator cu mine la această ediție. Aș dori, stimați telespectatori, în primul rând să tot discutăm de primarul Mircea Gutău, de fața primarului Mircea Gutău, de bunătatea domniei sale arătată în cadrul public, dar iată că mai sunt și situații când oamenii își cer drepturile și au o problemă, o să rog pe Vali deja să formeze numărul de telefon, unde comportamentul domnului primar arată cu totul altfel. Nu o spun eu, o spun cetățenii care spun că l-au și votat. Și de aici aș dori să plec cu discuția din această seară și cu dezbaterea publică. Totodată, pe parcursul celor două ore, o să afișăm un număr de telefon. Nu veți intra în direct cu noi. Puteți să puneți întrebări invitatului sau domnului primar Mircea Gutău. Aș dori să vă supun atenției un simplu caz, dar acest caz nu este singular prin comportamentul domnului primar privind cetățenii care își cer drepturile sau să le răspundă unor întrebări. Săptămâna trecută am fost invitați la Râureni. Ne-am prezentat spunându-ne acest cetățean că marea majoritate a gunoaielor unor firme destul de puternice care au și relații cu administrația locală aruncă toate resturile de gunoaie, menajere și industriale în râul Olt. Iată să vedem ce ne spune cetățeanul respectiv. Este vorba de domnul Huidu Gheorghe din zona Râureni. Bună seara, domnule Huidu! Bună seara, domnul Jianu! Bună seara și bine v-am găsit! Am rugămintea să fiți foarte concis, nu ne întindem prea mult în a explica ce ați pățit zilele trecute la primărie. V-aș ruga în câteva cuvinte să ne explicați despre ce este vorba. Da, vreau, domnul Jianu, să fiu foarte scurt și să știe și acești cetățeni care ascultă sau care văd această emisiune ai Vâlcei, să vedeți ce se întâmplă când te duci în spate la primărie, că nu se pot duce toți oamenii în audiență miercurea. Și acolo și în spate la primărie, câte 4-5 oameni și să dă vorbă cu domn primar. Pentru ce problemă v-ați dus, domnul Huidu, ca să intrăm direct în miezul... Da, fiecare cu ale lui. Mă refer acum la mine, mă refer. Vă rog. Domn primar Gutău, deci de un an de zile mă minte pe drumul Uberciului că... Și să știe, s-a făcut o emisiune la Etalon de dumneavoastră, domn Jianu, ne minte, mereu ne minte. Bun. Ce a zis? Când m-a văzut și s-a uitat mai bine la mine, face, a, tu ești ăla reclamagiu, adică tu care faci reclamagiu primăriei, care te duci și la Jianu, la Etalon acolo și ne dai pe noi și ne faci de lucru mereu? Și a spus, domn primar, stați puțin să discutăm că am dreptul la exprimare verbală sau în scris, să dă vorbă. Dar să vedeți că o să vă aduc eu la sfârșitul lunii ăștia, că trebuie să primeți răspuns, că am dat 11 puncte să se facă ceva, dar nu să face nimic. Deci va vorbi și ghitor. Spuneți-mi, domnul Huidu, câți ani aveți dumneavoastră? Ce vârstă aveți? În 52 născut. În 52, mulți înainte, aveți 64-65 de ani. Da. Meritați un respect, chiar dacă erați de vârstă apropiată a domnului primar, și vreau să vă spun că nu este un caz unic. Pe Strada Morilor o doamnă i-a solicitat un zid de protecție pentru că permanent casa, în momentul când plouă, este stropită.
I-a vorbit foarte urât, doamna spune, eu am vorbit personal cu domnia sa, a înjurat-o și a amenințat-o că dacă mai face vreo sesizare, îi dărâmă casă. Cam așa stau lucrurile. Bine, domnul Uidu, deci v-a jignit, v-a făcut reclamangiu? Da, 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 m-a luat cum a vrut. Să știți că noi nu credem, totuși. Reclamații nu sunt, am explicat reclamații, om cu drept, eu am drept la cuvânt și la replică, nu? Să facă ceva, să vadă, cred că nici bun. Nu știe unii... Bun, domnul Uidu, am înțeles, eu vă mulțumesc frumos, vreau să fac următoarea precizare. Da. În momentul când eram în campanie electorală, eu telefonic l-am luat pe strada Berciului, eram la dumneavoastră, a garantat că dacă va câștiga alegerile, aveți asfalt, canalizare și toate utilitățile. Iată că nu aveți nimic. Prioritate zero. Prioritate zero. Chiar așa s-a exprimat. Da, bun. Da, a fost bucuros la votare, la școală, la soluție. A fost mândru, era bucuros de tot. Foc. Bun. Vă doresc o seară frumoasă și vă mulțumesc frumos pentru intervenție. Mulțumesc, doamne ajută, Dojianu. Multă sănătate. Mulțumesc pentru că m-ați ascultat. Bun. Haideți să începem dezbaterea publică cu această castană fierbinte pe care domnul Gutău alimentează ca din 7 iunie prin comasarea, prin care eu înțeleg o desființare a entității școlare de peste 50 de ani și este vorba aici despre Liceul Tehnologic Olchim. Noi am fost la conferința de presă invitați de reprezentanții sindicatului în urmă cu 2 zile. Am văzut exact cum stau lucrurile și din punctul de vedere al domnilor președinte și vicepreședinte Marinescu și domnul profesor Pană, numai că declarația domnului primar Gutău încerca să întoarcă undeva lucrurile, că ar fi existat o înțelegere inclusiv cu liderii sindicatului din învățământ. Și pentru dezbaterea să fie completă, stimați spectatori, nu putea să lipsească domnul profesor Pană, este vorba de domnul profesor Pană, vicepreședintele Uniunii Sindicatului Învățământului Vâlcea. Bună seara, domnule profesor, am spus bună bine? Bună seara. Uniunea? Uniunea? Sindicatelor Învățământ Vâlcea. Am înțeles. Bun. Și aș dori, în primul rând, noi avem chiar astăzi de la ședința Consiliului Local extraordinară, având prioritar punctul pentru desființarea dumneavoastră a Liceului Tehnologic, unde domnul primar Mircea Gutău a fost și primar și președinte al Consiliului al Ședinței. Am înțeles că a eliminat foarte rapid președintele de ședință care era legal ales pentru această ședință. Numai ca jocul să fie făcut ca nu cumva să strecoare vreun punct care să nu-i convine domnului primar. Domnia sa consideră că a reușit, dacă s-a votat de cei 16 și îmi permiteți, până vă dau cuvântul domnule profesor, să fac următoarea precizare. Sunt dezamăgit total de cei 16 ca cetățean acestei urbe, pentru că l-au întropăit de cizmă ale edilului, mânuța sus, nu contează respectul pentru profesori, pentru urbe, pentru cetățean, ci interesul de a rezolva un punct de vedere pe care și l-a fixat domnul primar mai demult, nu de ieri de astăzi, cu liceul dumneavoastră. Fac precizarea că în urmă cu 2 zile, și trebuie să fac această precizare, vineri 16 iunie, deci am făcut o invitație pe 14 iunie, domnule profesor, și primăriei, vineri 16 iunie, domnule, vă rugăm să trimiteți un reprezentant din partea instituției dumneavoastră să participe în cadrul emisiunii investigații realizată de Gheorghe Jianu și difuzată de televiziunea Etalon TV, începând cu orele 20. Subiectul dezbaterii este comasarea liceelor tehnologice din municipiu. Vă rugăm să ne confirmați punctul dumneavoastră de vedere și participarea. Nu și-au declarat intenția, nici nu ne-au răspuns la invitația noastră. Mai mult, domniile lor, dacă se simt lezați în urma acestor dezbateri, pentru că nu ne vom opri la ediția din această seară, domnule profesor, ci urmează și săptămâna viitoare să dezbatem în continuare până la ultimul punct. Dacă se vor considera lezați de dezbaterea noastră publică, au dreptul la replică și chiar îi rog să solicit acest lucru. Vă rog. În dimineața acestei zile am luat act de o ultimă declarație înaintea ședinței despre care ați făcut vorbire a Consiliului Local, a primarului Mircea Gutău, din care citez, este nevoie de acordul de principiu al Consiliului de Administrație al Liceului Olchim și al Consiliului de Administrație al ISJ
pentru a urgenta demersurile, astfel încât anul școlar 2017-2018 să fie un an cu învățământ superior de stat în Râmnic. Dânsul deja avea speranțe, declarația făcând-o ieri, că s-ar putea întâmpla așa ceva. Dacă nu sunt de acord, continua domnia sa, în octombrie sau noiembrie, am înțeles că astăzi a împins termenul până în decembrie, vom reface organigrama pentru liceele tehnologice din municipiu, iar din 5 vor rămâne, cred, 3. Atunci nu voi mai putea garanta păstrarea catedrelor pentru toți profesorii, declară distinsul nostru primar, al cărui strigăt în pustie în campanie electorală îl am aici din chiar momentul lansării lui pe piață. În materialul care cred că bate și aici spre verde, avem și o cărticică aici cu proiectele dânsului pentru Râmnic în perioada 2016-2020. În acest material, o frumoasă agendă pe care s-au cheltuit bani serioși, cred eu, din veniturile celor care au crezut de adevăratele în potențialul administrativ al distinsului cu tău, ne spunea: vremea experimentelor a trecut. Punct. Mergi la sigur, nu ne spunea și unde, însă, cu Mircia Gutău. Aș vrea să-și mai reamintească vâlcenii de această minunată imagine în care domnul Gutău avea o figură mai trasă la față, așa mai datorită efortului pe care îl depusese pe unde mai trecuse, amintindu-și de toate faptele bune făcute pentru propășirea. Ne recomanda: cât timp trăiești, simte-te viu. Adânc. Este incredibil. Cum ar fi? Am vrut să zic, dar ce să mai... Cât timp trăiești, nesimte-te sau nesimțit. Nu sună cumva ca și amenințare? Mai am, no, mai am, mă întorc la articolul cu declarația distinsului nostru consătean, că Vâlcea e cât un sat așa mai periferic. Și sfârșitul este apoteotic. Sunt handicapați cei care cred că Gutău are vreun interes imobiliar la fosta unitate militară. Noastră ce credeți? Păi dacă îmi dați voie să mă plimb și eu puțin pe caracatița mea, până îi dau voie colegului meu. Eu v-am invitat, încerc scuze, să mergem să vedem marile realizări, realizările de la unitatea militară de la Vlădești. Mai mult a Universității Pitești, care nu prea a făcut mare lucru decât că au crescut pompe peste tot. E foarte grav. Da. Sunt handicapați cei care cred că Gutău are vreun interes. Eu sunt handicapat de la naștere. Da, indiferent despre ce ar fi vorba, că ar fi oameni, este dreptul lor să creadă. Sigur că da. Este dreptul tău să reacționezi. Dar exact. Dacă te-ai băgat cu nasul în rahatul administrației publice, stai cu mintea la locul tău și nu mai scoate pe unde le scoți, că bănuiesc că le emite tot deci, pe cură, profesor, asemenea cu permisiunea dumneavoastră și ca să înțeleagă foarte bine de ce noi dorim să facem o dezbatere mult mai amplă privind Liceul Tehnologic Olchim, are un istoric foarte bogat și dacă îmi permiteți, în câteva minuțele, colegul meu, pentru telespectatori, să prezinte istoricul, este vorba de colegul meu Cristian Ionuț Duță, istoricul liceului dumneavoastră, ca oamenii să înțeleagă de ce noi râmnicenii ținem la orice este bun și funcțional și produce, nu numai pentru orașul nostru, pentru județ, ci și pentru țară. Așa este. Domnul Șanu, dați-mi voie să completez, că acel articol nu zice întru totul declarația lui. El le-a zis la consilieri: voi alegeți, trebuie să rămână 3 licee tehnologice din 5. Voi alegeți care bine, să rămână. Castana fierbinte aruncat-o în buzunarul lor. Este de ieri, a apărut în presa de astăzi. Da. Nu e vorba de... Bun, Cristi, te rog frumos, ca să fim expeditivi și să câștigăm timp, te rog, citeți, să înțeleagă telespectatorul
De ce ne luptăm noi ca acest liceu să rămână în picioare? Pentru că comasare, noi am mai avut experimentul Pleșoianu, comasare înseamnă desființare. Și istoria liceului. Nu e vorba de comasare. Noi nu trebuie să ne băgăm în termen. Comasare nu există în normă. Nu există. Tocmai asta, dar... Mai ce clar, vorba de vorba disipare, de neantizare, dispariție. Exact. Nu. Bun, te rog, Cristi. O scurtă istorie a grupului școlar Olchim din Râmnicu-Vâlcea demonstrează susținerea învățământului tehnic vâlcean, care are tradiție începând cu anul 1953. Vorbind despre învățământul chimic vâlcean, el poate fi asociat cu istoria dezvoltării industriei chimice de pe platforma orașului Râmnicu-Vâlcea, începând cu anul 1956, prin intrarea în funcțiune a uzinelor sodice Govora, în 1958, care la data respectivă reprezenta cea mai modernă fabrică de acest gen din țară. La o diferență de 10 ani, se înființează combinatul chimic de la Râmnicu-Vâlcea, devenit actualmente SC Olchim S.A., cel mai mare producător de produse chimice, unul dintre giganții industriei chimice din România. În 1967, Școala Profesională și Tehnică de Maestri avea drept scop pregătirea de operatori chimiști și de maestri în domeniu, pentru combinatul chimic din Râmnicu-Vâlcea, proaspăt înființat. La început, a funcționat în incinta școlii generale numărul 5. În anul școlar 1968-1969, la grupul școlar chimic din Râmnicu-Vâlcea, director Ion Diaconescu, funcționau următoarele școli. Școala profesională, cursuri de zi, cu 595 de elevi, 12 clase, la anii 1-3, din care la sfârșitul anului școlar 1968-1969 aveau situația încheiată 583, fiind promovați 480. Școala profesională serială, cu 84 de elevi în 1968, din care 72 rămăseseră înscriși la sfârșitul anului școlar 1968-1969, 55 urmând să promoveze. Școala tehnică de maestri, curs de zi, cu 27 de elevi, promovați 27. Școala tehnică de maestri, curs seral, costă 11 elevi înscriși, din care au promovat 61. Școala tehnică de specializare post-liceală, cu 25 de elevi înscriși și 24 promovați. Total general, 842 de elevi înscriși, 647 promovați. Corpul profesoral era format din 36 de profesori, din care 19 cu funcția de bază aici și 17 prin cumul, toți cu studii superioare, cu studii medii, 5 maestri cu funcția de bază aici și 8 prin cumul, 3 laboranți și 6 pedagogi. Mutată în sediul propriu în anii 70, în 1971, școala a devenit liceu de chimie industrială. După 1991 a fost denumită Grupul Școlar Olchim sau Grupul Școlar Chimic de Chimie. Astăzi se poate spune că începe școlăria învățământului chimic vâlcean, care trece rapid peste această stare, fiind necesară formarea de cadre pentru platforma chimică vâlceană. Grupul Școlar Olchim este centru puternic de formare a tinerilor pentru industria chimică a județului Vâlcea. Potrivit misiunii sale, Grupul Școlar Olchim a așezat învățământul chimic pe baze moderne, nivelul său calitativ sporind continuu. Specializările oferite sunt în concordanță cu cerințele noii societăți informaționale și a cunoașterii, cu largă absorție pe piața forței de muncă. Grupul școlar Olchim are un crez în acest sens și a căutat permanent forme multiple de colaborare și integrare în activitățile unităților economice din județ. O contribuție deosebită a avut-o SC Olchim S.A., la care am găsit de fiecare dată înțelegere și sprijin. Colaborări și parteneriate în domeniul promovării tehnologiilor moderne, precum și sprijin material pentru dotarea liceului, sponsorizări și premii pentru stimularea succeselor. Colaborarea dintre liceu și SC Olchim S.A. Râmnicu-Vâlcea s-a materializat prin colaborarea permanentă între inginerii chimiști, mecanici și electro din industrie, și cei care predau în școala noastră, printr-o corelare cât mai bună a conținutului instruirii teoretice cu cea practică, cerință a unui învățământ modern. Ne străduim să răspundem prin fapte
pe măsura resurselor și programelor, la eforturile societății și raportăm rezultate corespunzătoare ale elevilor noștri la învățătură și pregătire practică. Elevii liceului nostru au participat și participă la diferite concursuri școlare, remarcându-se prin rezultate deosebite la olimpiadele naționale școlare, la disciplinele chimie, biologie, istorie, industrie alimentară, desen tehnic și mecanic. Echipa managerială a grupului școlar Olchim Râmnicu-Vâlcea pune la dispoziția elevilor programe de motivare și de întâmpinare a aspirațiilor lor care au următoarele obiective principale. Îmbunătățirea procesului de învățământ, a formelor de transmitere și de evaluare a cunoștințelor din perspectiva așteptărilor elevilor, asigurarea accesului nelimitat la resursele de învățare și cercetare, asigurarea satisfacției de a fi elev european care să împlinească aspirația spre mai bine în spațiu și timpul vieții trăite. Am preluat istoricul și descrierea de pe site-ul oficial. Am înțeles. Doamnă profesor, mie mi-a spus o întrebare, dar vă dau posibilitatea dumneavoastră, bănesc că vreți să completați ceva. Haide, lăsați-mă și pe mine, că m-ați înconjurat, nu știu la care să mă uit, în dreapta, în stânga. Hai, vă mulțumesc. Că lumea așteaptă să vadă dacă mai avem noi ceva de spus, eu înțeleg că... I-am vrut istoricul să-l prezentăm, ca lumea să înțeleagă de ce reticenii țin la acest liceu. Cred că e puțin neactualizat, dar oricum. Da. Nu pot să nu mi-amintesc, având calitatea de licențiat în istorie, de faptul că peste un an ne pregătim să aniversăm împlinirea unei rotunde cifre de 100 de ani de la realizarea dezideratului multor generații de români, și anume făurirea cu numeroase jertfe, aproape 1 milion de morți, răniți și dispăruți, a României mari. Românie, mare pentru scurtă perioadă, rămasă câtă mai este și ajunsă pe mâinile cui ne tot luptăm să dovedim că n-ar trebui să fie. Și am venit în a realiza acest cadru care să ne permită nouă să vedem, înainte de a se întâmpla, în ce măsură suntem contemporani cu suta de ani de după, o poezie care a fost găsită, niște versuri, în ranița unui soldat român mort pe front în anul 1918 pe un munte din Carpații de Curbură. E mică. Nu plânge, maică Românie, cam să mor neîmpărtășit. Un glonț pornit spre pieptul tău, cu pieptul meu eu l-am oprit. Nu plânge, maică Românie. E rândul nostru să luptăm ca din pământul ce ne arde nicio fărâmă să nu dăm. Nu plânge, maică Românie. Pentru dreptate noi pierim. Copiii noștri peste veacuri onoare ne vor da. Știm. Nu plânge, maică România, adună tot ce-i bun sub soare. Ne cheamă și pe noi la praznic când România va fi mare. Cred eu că acești oameni cărora le datorăm atât de mult, chiar dacă ar exista posibilitatea ca să vină, n-ar veni. Printre ei se află și bunicul meu patern, care a murit la fel cu arma în mână. Vâlcean și el ca și mine, și nu cred că ar avea vreun motiv ca să fie prezent, să-l vadă cu tricolorul pe piept, pe cel care astăzi este în fruntea obștei. Eu nu voi avea puterea și tăria să o fac. Și ca mine sunt mulți. Vă spune un om care a făcut mai mult decât ar fi trebuit să facă pentru a asigura realizarea unor oameni, unor prunci și a unor destine. Din păcate, în societatea noastră, domnule profesor, oameni ca mine, ca dumneavoastră și ca colegii mei care încercăm să facem cu totul altfel presa și dumneavoastră să faceți munca sindicală, să dați un exemplu, știm și suntem conștienți că nu suntem sub nicio formă iubiți într-o țară democratică, dar cu o democrație românească, bineînțeles. Și zbaterea noastră, cred că ar trebui să adune lângă noi oamenii de bine care trebuie să înceapă să gândească. Oamenii de bine sunt plecați. Din păcate. Pentru că cele binele lor primează. Mi se pare corect. Sigur că mi se pare corect. Dar, domnul profesor,
Am obligația, totuși, că mi-a spus o întrebare pe ultimul citat din Mircea Gutău, da? Vă rog. Referitor ce este în spatele acestui interes imens. Cu handicapul. Cu handicapul, dar și cu ce este în spatele acestor. Nu știm la ce fel de handicap se referea dânsul. Bun, dar eu îmi permit pentru că ziarul nostru azi, număr de număr, publică în baza unor documente, pentru că nu ne permitem decât în baza documentelor, să arătăm, domnule profesor și stimați respectatori, că noi am descoperit că în spatele acestor schimbări, transformări, prelori și așa mai departe, există un interes și se folosește legea 10 a celor care au fost chipurile executați cu terenuri, construcții, în care dăm prin comasare. Mai nou, nu dăm pe vechiul amplasament. Așa s-a întâmplat inclusiv, domnule profesor, cu stadionul Olchim, care s-a găsit până la urmă un proprietar, au venit doi arbitri, tată și fiu, familia Crăciunescu, au devenit proprietari, încă domnul Ploscă, și acest teren acum va deveni teren municipal, ca și avea domnul primar, prin demolarea, cum se aude, a stadionului municipal 1 mai. Care este o istorie, dumneavoastră sunteți profesor de istorie. Se face un alt stadion acolo, se modernizează. Da, eu am dat un exemplu. Și noi am denumit în felul următor, Caracatița terenurilor Marca Mircea Gutău din municipiul Râmnicu cu Vâlcea 2007-2010, domnule profesor, pe ecran, pentru că nu a fost anul de grație. Și iată că întâlnim aici internatul Heri Coandă din Râmnicu cu Vâlcea, transformat în locuințe sociale, fără avizul Ministrului Educației Naționale, decizie dispusă de primarul de atunci, dar la indicațiile primarului actual. Fostul internat al liceului Ferdinand. Și aici avem iarăși o problemă. O să mai avem două în față, dar dacă hai să trecem repede. Repede trecem pe el, pentru că m-ați obligat să fac lucrul ăsta. Eu am material mare aici și... Avem timp, domnule profesor. Am înțeles. Consiliul Local în Nicu Vâlcea 2017, liniștiți și ascultători. Și astăzi au votat în oglindă, cu spatele la noi, la cetățeni. Nu s-a ținut cont de acea dezbatere publică pe care m-a avut-o. Săptămâna viitoare o fotografie color, sponsorizez eu, să-i vedem pe aia pe culori. Sigur verzi, că da, îi vedem, îi vedem. Scriu eu pe ei. Mai departe, avem aici primarul Mircea Gutău, gânditor, privind traducerea cuvântului comasare. Știm destul de bine că parcă a devenit așa o boală cu terenurile și clădirile școlilor. Merge la terenuri, nu merge la clădiri, nu există modalitatea. Da. Iată că școli. Ajungem, domnule profesor, și discutăm de terenurile dumneavoastră a școlilor. Da. Un caz îl avem deja, unde la Colegiul Național Spiro, Școala Gimnazială Spiro Areștii Beivodă, 2754, s-a împroprietărit o persoană civilă. Știm că ați făcut foarte multe. Am făcut de multe. Am dat ca exemplu. Deci este clar că domnul Anton Mițaru, care a devenit atât mandatar, atât cumpărător și vânzător, este în continuare consilierul domnului Gutău și în loc să facă treabă pentru municipiu, face pentru unii și pentru alții. Și dânsul ar merita o fotografie color, da. Și vă rog, sponsorizez tot eu. Am înțeles. La mea pensie. Am înțeles. Nu e îngrijorat domnul Gutău dacă da. Nu cumva eu mă tem. Eu am vrut să arăt că cunoaștem foarte bine această situație a tuturor mișcărilor și vreau să fac decât o singură precizare. Ce se întâmplă cu dumneavoastră... Făceți-le pe toate dacă aveți mai multe și lăsați-mă și pe mine că nu mai am nici cap, nici coadă. Aveți de toate. Haideți, vă rog. Nu mă gândeam la intenții, la discurs, la... Preluarea unității militare prin schimb universității la dumneavoastră înseamnă 28 de hectare de teren. Am spus totul. Eu am spus de când... Vă rog. Multe din cele pe care le-am putea spune s-au spus, fie în conferința de presă, fie în prezența mea pe alte posturi de televiziune locale sau intervenția mea în alte emisiuni. Vreau să punctez lucruri care nu au fost spuse, pentru că eu respect telespectatorii noastre care pot fi comuni cu alte televiziuni și așa că nu vreau să-i fac să vă părăsească minunata emisiune. Am în față hotărârea numărul 21 a Consiliului Profesoral al Liceului Tehnologic Olchim din 6 iunie anul curent, care are un singur articol și prin care s-a hotărât. Consiliul Profesoral al Liceului Tehnologic Olchim, întrunit în componență lărgită, având ca invitați cadrele didactice, auxiliare și personalul nedidactic, precum și reprezentanți ai părinților și elevilor,
decide cu unanimitate de voturi să dea reprezentanților cadrelor didactice în Consiliul de Administrație al unității următorul mandat. Nu se acordă pentru mutarea, nu se dă acordul pentru mutarea Liceului Tehnologic Olchim din actualul spațiu și, cu atât mai puțin, cu desființarea Liceului Tehnologic Olchim, repet, 6 iunie anul curent, într-o zi de marți. A doua zi, ca un bumerang, a venit asupra ne adresa comună remisă unității școlare și inspectoratului școlar, prin care se cerea ca de îndată, dar vom reveni ulterior, să se întrunească într-o ședință Consiliul de Administrație al fiecăreia din cele două instituții, inspectoratul și unitate școala, care să-și dea acordul pentru minunatele intenții ale domnului primar, expuse pe două pagini, consiliat de personajul pe care l-ați înfățișat noastră în, nu am înțeles, era în ciocul caracatiței, că am privit în televizor. E pe un tentacol mai lacom, așa. Mai puternic, mai puternic, nu? Mai puternic. Da, da. E omul ăsta a înfruntat toate vremurile. Da. La conferința de presă, de acum, numai două zile. Exact. Ce s-a condensat? Nu vă puteți să vă imaginați cât s-a condensat timp. Câte s-au întâmplat în perioada asta. În 48 de ore. Da. Am spus că vom pretinde întrunirea de îndată a Comisiei Paritare de la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Vâlcea, ea fiind formată din 4 reprezentanți ai Inspectoratului și din 4 ai celor două sindicate care ființează la nivel de județ. Paritar. 4 și 4. Noi 2 și 2. Am remis oficial adresa, ni s-a răspuns că se va întruni la data și ora pe care le-am propus, ne-am întâlnit astăzi și din 8 ne-am întâlnit doar 3, dintre care 2 eu și domnul Marinescu. Sfârșit de săptămână, domnul profesor. Acum nu mai e glumă. Hai să vedem că am făcut și un umil proces verbal scris de pricepută mână a domnului Bichi. Chiar doamnei, pentru că eu eram cu Vorovitu, domnul Marinescu cu interpretarea, cum a spus? Ascultatul. Cu interpretarea logicii și transferării în plan metafizic a celor spuse și doamna Bica a fost și cineva din presă, noi n-am încercat să facem tam-tam. Încheiat astăzi, e cald, ia încercați. Chiar fierbinte. Vă mulțumesc. 16 iunie 2017, la ședința Comisiei Paritare, organizată la sediul ISJ Vâlcea, convocată la solicitarea Uniunii Sindicatelor Învățământ Vâlcea, prin adresa cutare. Din partea USJ Vâlcea participă Marinescu L și DL Pană Tiberiu, aici e puțin mai. Din partea SPP, Sindicatul Personal din Învățământul Preuniversitar Vâlcea, nu participă nimeni, deși li s-a comunicat. Ca pe Facebook, nu vreau să, domnule, nu ne jucăm cu declarațiile astea. Adică vreau să fim foarte exacti. Iar din partea ISJ Vâlcea participă doamna inspector școlar general, e un șic mică, ci Andra Bică, și nu s-au prezentat ceilalți membri ulterior cerându-se explicații lor. Ulterior. Păi ulterior când? Ulterior, nu, hai că mai am puțin și vorbim despre. Având în vedere că nu este îndeplinită condiția de quorum 3 pe 4 din totalul membrilor, ședința nu se poate desfășura. Pe ordinea de zi acesteia, la propunerea USJ Vâlcea, se aflau analiza intenției de desființare a Liceului Tehnologic Olchim de către primarul municipiului Nicu Vâlcea, 2. Modul în care sunt respectate la nivel de teritoriu prevederile contractului colectiv de muncă aplicabil. 3. Diverse. Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal în data de. Hai să ne întoarcem puțin. Noi doi, reprezentanții celuilalt sindicat, al călui lider, ieri după masă, la un alt post de televiziune, într-o altă emisiune, un cancan, un show. Puteți să-i dați și numele, domnul profesor? Popa Florin. Domnul Popa Florin părea îngrijorat la întrebarea moderatorului
declarând că am și eu membri în respectiva unitate. Mie nu mi-arde de glume, dar trebuie să ne mai și glumărim pacică. Ori ne sindicalizăm, ori ne apucăm de altceva. Avem și noi membri în Liceul Tehnologic Orchim și ne preocupă situația în care are vreo 12 bucăți și cărora le-am spus că imediat după, indiferent ce se va întâmpla, pentru faptul că sunt sub numărul prevăzut de lege și au PJ, moștenit la un sindicat, piratând hotărârea altui sindicat care nu mai ființase de ani de zile, voi pretinde, cum permite legea dialogului social, dizolvarea respectivei făcături. Deci i-a lăsat, stimați colegi, vâlceni, membrii ai sindicatului personalului din învățământul preuniversitar Vâlcea, v-a lăsat cu ochii în soare, cum s-a întâmplat și în alte situații. Acum, hai să spunem că poate aveau treabă, dar erau doi. Dacă nu venea Popa, venea ălalt, că mai are unul, trimis pe ăla. N-au venit. Făceam quorum, 6 din 8, cu cei 4 de la inspectorat. Imaginați-vă, nu e situația gravă, dânsi răspundă treaba aia, cu parlamentarii e altă poveste. Nu, de lipsă vorbesc. Imaginați-vă, așa ceva nu s-a mai întâmplat. Că inspectorul școlar general vine singur. Și nu poate spune, și am întrebat-o pe doamna Bică, doamnă, înseamnă că le rețineți din salariu? Cu atât mai mult cu cât nu puteți să-mi spuneți că, deși a fost la ședința de Consiliu Local și și-a exercitat acest drept fundamental de vot, realizând împreună cu ceilalți numărul fatidic de 16 pentru adoptarea celor două proiecte de hotărâri, imediat după, doamna Bică a tulit-o la Horezul, nu știu unde ce se întâmpla, fătase o albină. Albinuța avea botez. Despre ceilalți doi, doamna ingineră Luminița Manea și domnul inspector cu resursele umane Silviu Statie, șefa lor din instituție nu a putut să ne ofere niciun răspuns. Pe unde s-ar afla? Sunt un om din sistem. Bun, dar ce se întâmplă? Sunt un om din sistem. Păi, nu s-a putut ține ședința. Bun, nu se va relua acest forum? Aici nu stai să o tot reiei. Întrebarea mea a fost chiar fără forum. Doamne, v-am cerut acum 2 zile în ședința Consiliului de Administrație al Inspectoratului să faceți ceva. Să aveți o atitudine publică. Să explicați în teritoriu că Liceul Tehnologic Olchim nu a murit, că nu moare, că el continuă să fie în ghidul absolventului de clasa 8-a, această broșură, și că atitudinea dumneavoastră, conspiraționistă, de conivență cu primarul Mircea Gutău, face ca noi să rămânem fără elevi, fără o acoperire legală în fața teritoriului, adică în teritoriu, în județ, pentru că noi așteptăm înscrieri în învățământul profesional și în învățământul liceal, mai ales din județ. Corect. Puțini vin din municipiu. Fiecare caută o altă... Da, da, în această situație, domnule profesor, există riscul, pentru că folclorul ăsta merge din gură în gură, că dumneavoastră sunteți deja pe ultima 100 de metri, sunteți ca și desființați și elevii să caute o altă școală. Păi de-aia a cerut Andrei Bică să facă ce trebuia să facă. Pentru de-aia trebuia să facă o conferință, dânsa, iertați-mă. Nu știu, domnule, să facă o adresă. Nu am spus o adresă, domnule, să o lanseze. Îmi spune, dar de unde nu știți că am făcut? Păi nu, au grup de directori. Pui pe grupul de directori, băi, fraților, uite care-i treaba. Una e una, alta e alta. Dar nefăcând, dânsa scapă din vedere că nu face, este infracțiune. Dar Târgu vorbește și de altceva. Am o mare rugăminte. Vă rog și spun după aceea. Aveam la mine și procesul verbal al ședinței Comisiei Paritare din data de 25 ianuarie 2017, în care, și am să citesc ca să vedeți că problema asta era în atenția noastră, că noi știam ce intenții, pentru că eu monitorizez activitatea domnului primar referitoare la învățământ,
și am toate materialele, toate declarațiile, avem toate declarațiile acestuia, nu acum ne vom ocupa, le vom vrea să-mi savuroase. Are dânsul niște impresii despre, mai ales aia cu fereastra deschisă, este extraordinar. Că primăria plătește de căldură și școlile iarna deschid ferestrele. O rezolvăm și pe aia. Ieri nu știu dacă a aflat, dar eu m-aș ascunde dacă aș fi în locul lui. Bașca altele care habar nu are despre ce e vorba și vorbește cu toate. Nu, dar banii ăștia, bănuții ăștia nu vin de la minister, de la guvern? Nu ne interesează de unde credit. Vin, e obligat să o facă. Corect. El are obligații prin legea administrației publice. Nu, 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 nu discutăm de unde vin banii. Nu, discutăm. Că se duc pe apa sâmbetei, că ați fost pe lângă ea, v-am văzut într-o zi, nu știu ce pescuiați pe acolo, apa sâmbetei, era să vă ia apa la un moment dat, că era atât de mare. Haideți să ne uităm pe treaba asta. Domnul profesor, ne uităm, dar nu trebuie scăpa din vedere următorul lucru. Pentru că telespectatorii și cetățenii vâlceni au înțeles cu totul altceva, că banii vin de la bugetul local. Nu vin de la bugetul local. Nu, parte din bani vin de la bugetul local, dar bugetul local nu e din Moldova, domnule. Exact. Nu este tot constituit de noi, nu de primar. Dar nu asta e problema, da, de unde vin banii. Și problema nu este a lui, nu, nu de el bani, Consiliul Local de Bani. Atribuția finanțării învățământului, exact, este a Consiliului Local. Atenție! Corect. Dar nu vreau să... Că dacă... Da, Consiliul Local mai există? Păi sunt aia 16 pe care erau prezenți, dar nu vreau să intrăm în dăstea, pentru că eu n-am venit aici ca să... Acolo el doar e invitat. Așa au zis. Nu știu, nu mă băgați în pe mine. Eu am venit cu documente, cu hârtii, ne uităm în ele. Dacă nu le-am strâns și am plecat. La punctul 2 de pe ordinea de zi, domnul Pană Tiberiu solicită convocarea de urgență a unei ședințe a Comisiei Paritare, în cadrul căreia să fie discutate propunerile autorităților publice locale. Nu prea înțeleg scrișul, că scrie doamna învățătoare, nu mai învățătoare, Adina Dobrete, e scrisul dânsii aici și ea nu prea îl înțeleg. Poate s-a grăbit. Referitoare la rețeaua școlară, atenție că asta ați făcut-o dumneavoastră după. Eu știind ce are în intenție, am anticipat, am zis eu, de doi ani le spun. Haideți să vedem ce aveți, ce putem face cu rețeaua școlară. Haideți să vedem cum se poate restructura învățământul profesional și tehnologic. Nimic. Reiau. Pentru anul școlar 2017-2018, în contextul discuțiilor publice referitoare la acest subiect, evidențiate la nivelul municipiului Nicu Vâlcea, paranteză, intenția primarului municipiului de a realiza un campus școlar la L.T. Maghieru, ce, la rebotezată, ce, da, general, deci general așa, Maghieru, în care să cazeze, să comaseze învățământul profesional liceal din municipiu. Propunerea a fost votată în unanimitate, urmând ca în data de să fie convocat această ședință. Citiți noastră data care era scrisă în... Uitați aici, ce dată era trecut acolo? Păi da, dar nu văd data. Nu e data? Nu. N-au trecut niciodată, nu. Au trecut după aia și cu un alt scris, am văzut azi. Ați înțeles? Da. Domnul profesor, ne odihnim puțin că avem un telefon. Hai să-l primim, vă rog frumos. Cine-o fi, alo? 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 Bună seara! Bună seara! Vă rog! Crișu Popescu sunt, m-ați sunat. Bun. Vreau să vă întreb situația care se întâmplă la noi, domnule Crișu Popescu, cu Liceul Tehnologic Olchim. Din punct de vedere al presei, care este corectă, că asta mă interesează pe mine, care... Nu mă pot... Stați puțin, domnul Jean, în primul rând îl salut pe domnul profesor Tiberiu Pană, față de care am un respect pe care dumnealui îl cunoaște de mult. Puțin, da, mai tare, vă rog. Față de care am un respect pe care îl cunoaște de foarte multă vreme, eu nu pot vorbi în numele presei, deoarece nu pot, este evident de ce nu pot, cum nici domnul profesor Pană nu poate să vorbească în numele tuturor cadrelor didactice. Eu vorbesc în numele meu personal. Te rog. Eu pot vorbi în numele aproape 3000 de oameni, că atâția am la nivel de județ și la nivel de școală am majoritate absolută. Da. De acord, aveți altă calitate, eu nu pot vorbi decât în numele... Dar eu nici n-am pretins că aș vorbi în numele tuturor, că ăla a murit cu tuturor. Da. Și n-a murit de moarte bună. Nu, mă referam la oamenii de bună credință care susțin învățământul, că despre asta vorbim. Eu cred că presa vâlceană e plină de oameni de bună credință. Numai că uneori interpretările mai mult sau mai puțin obiective sau subiective... Nu despre presă vorbesc acum, dacă discutați despre presă... Cât e de obiectivă. Și presa e cum e. Foamea e mare,
Și tăcerea poate fi un mod de a răspunde unei probleme presa. Explică-ne punctul de vedere al tău, Crișule, referitor la învățământul tehnologic. Referitor la învățământul tehnologic, vreau să vă spun că România a semnat o convenție cu organismele europene. Eu cred că domnul profesor Pană știe foarte bine treaba asta. Și chiar rog să mă corecteze dacă s-ar putea să greșesc în niște date. Până în 2020, potrivit convenției de la Lisabona, învățământul tehnologic din România ar trebui să ajungă la 60-66%. Greșesc, domnul profesor? 60%, da. 60%. Eu așa am primit niște date, că da. Se lasă o marjă la latitudinea, mă rog, cred că inspectoratelor, nu știu, sau dacă nu chiar ministerului. 60-66% tehnologic, teoretic 30%, iar vocațional 5%. Cum stăm în Vâlcea? Pentru că toată problema, toată această realitate europeană trebuie să o declinăm pe Vâlcea anului 2017. Aproximativ 50% avem învățământ teoretic, 42-43% avem învățământ tehnologic și 5% învățământ vocațional. Comasările, care, așa cum a explicat domnul profesor Pană, nici măcar nu există termenul. Adică există, dar nu există în metodologie. Comasările celor 5 licee nu ar face decât să scadă acest 42-43%, nici de cum să-l crească la 60%. Este logic, nu? Ori noi suntem semnatarii unor acorduri cu Uniunea Europeană și trebuie să facem o politică integrată, inclusiv pe învățământ. Sau poate mai cu seamă pe învățământ. Pentru că aceste cifre, de 60%, de exemplu, nu sunt scoase din burta cuiva de la Bruxelles. La această cifră s-a ajuns ținându-se cont de ce vrea piața. Cred că aceste cifre spun totul. Deci dacă noi suntem la 42-43% învățământ tehnologic, și profesional. Învățământ tehnologic și profesional. Și profesional, da, și da. Profesional. Și nu știu cum să-l mai închidem. Nu știu de unde o să facem până în 2020, că nu mai e mult, 60%. Ca să respectăm, repet, norme europene, nu știu ce... Nu, este un angajament pe care și l-a asumat România. Sigur că da. El este cunoscut, este discutat, se discută și se dă înainte în măsura în care se poate în fiecare an, în ședințele periodice ale unei chestii numite cele de PS, cifrele sunt puțin mai sus la nivelul județului nostru, dar departe de ceea ce ar trebui să fie. Mă rog, eu am aceste date cu 60%, 66% de pe... site-ul Centrului Național de Dezvoltare a Învățământului Tehnic și Profesional. Corect. Crișu, îmi pare rău, da, sunt exact pe ultimul minut înainte de pauză, nu am încotro trebuie Dar despre Olchim poate să spună ceva. Bănuiesc că da, a intervenit, în afară de asta generală. Despre Olchim, mama ta mi se pare că mi-a fost eleva, este absolventa da, liceului de chimie, nu? Da, mi-aduce aminte cu mare emoții de dumneavoastră, așa este. Mulțumesc. Era așa dur, domnul profesor? Poftiți? Era așa de dur? Păi sau un dur pozitiv? Nu, păi dar nu-l vedem. Bun. Nu, spune-mi două cuvinte înainte de pauză de liceu tehnologic, despre asta discutăm. Înainte de pauză, că tot e în platou, vreau să-l citez pe domnul profesor Pană. Într-un articol, în titlul unui articol, care a făcut senzație, ca să spun așa. Doamna Bică, doamna Bică, ai curaj, nu-ți fie frică. Am înțeles. Vă textul, domn profesor, da? Da. Mulțumesc. Mulțumesc frumos. Domnul profesor. O seară bună. Lansez o întrebare și răspundeți în a doua parte a emisiunii. Avem hârtii, suntem blindați cu dovezi foarte clare. În cazul în care nu convingem prin hârtii, când în stradă? Haideți să vedem ce mai avem pe că sunt importante. Nu, și sunt toate importante. Nu mă întrebați, Întreb ca lider de sindicat, pentru că până la urmă, dacă lucrurile nu Eu se Eu n-am venit pentru chestii senzaționale, ci nu, vreau nu, să extragem senzaționalul din hârtii. Încă o dată, hai să facem după pauză. După un pauză, atunci. Exact, vă rog Eu frumos. Tot pe stradă o să plec, pentru că... E adevărat, plecați de unul singur, dar trebuie să o luați profesorii cu dumneavoastră. Publicitate, stimați telespectatori, și ne reîntoarcem.